Reducerea CASE cu 5 puncte procentuale a fost publicată în monitorul oficial din 19 septembrie 2014 și a intrat în vigoare la 3 zile de la publicare, adică pe 22 septembrie. Totuși, reducerea CASE se va aplica începând cu veniturile aferente lunii următoare, adică din 1 octombrie. Astfel, cotele CASE se vor reduce de la 1 octombrie față de actualele valori cu 5 puncte procentuale la angajator, fiind, după cum urmează, 26,3% pentru condiții normale de muncă, 31,3% pentru condiții deosebite de muncă și 36,3% pentru condiții speciale de muncă și pentru alte condiții de muncă. Reducerea șase cu 5 puncte procentuale la angajator va avea ca efect scăderea costurilor cu forța de muncă, însă acest lucru va fi vizibil doar la nivelul anumitor firme, susțin specialiștii. Aceștia sunt sceptici în privința stimulării angajărilor cu forme legale ca urmare a implementării noii măsuri și atrag atenția că ar putea crește alte taxe și impozite.